Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Slăviți să fie Domnul! Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte și farisei și cărturarii cărteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. În urmă Domnul le-a spus o pildă, apoi le-a spus și pilda Evangheliei din această zi, pentru ca să învățăm fiecare dintre noi ceea ce înseamnă Evanghelia lui Hristos. În Epistola către Romani, Sfântul Apostol Pavel spune: căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Tot ce se face în întâlnirile noastre și tot ceea ce Dumnezeu a lăsat în întâlnirile noastre este ca să credem, să ajungem că Evanghelia aceasta a lui Dumnezeu pe care o ascultăm este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecărui om care crede. Și de aceea citeam ceea ce spunea Domnul Iisus înainte de a începe pilda acestei Evanghelii, pentru că Domnul a spus că toți cei care vor veni la El vor fi mântuiți. Toți cei care îl vor crede pe Dumnezeu, după cuvântul Său, vor avea parte de mântuire. Numai problema este că de cele mai multe ori noi suntem înșelați. Prin păcat, cum se spunea și de fratele Ionică la început, prin păcat noi ajungem să cădem, pentru că credem așa de puțin, de cele mai multe ori, cuvântul lui Dumnezeu. Am cântat astăzi multe cântări și dacă le-ați urmărit și dacă nu le-ați trecut așa doar într-o, eu știu, ca făcând parte din mobilierul adunării, cântările acestea fiecare au fost cântate de noi și Domnul spune că și din cuvintele tale vei găsit vinovat sau nevinovat. Deci dacă am cântat toate aceste cântări că bucuria noastră este în părtășie cu Dumnezeu, că atunci când îl avem pe Domnul în fața noastră, cum îl avem în adunare, lui vrem să-i aducem toată lauda, te lăudăm pe tine, Doamne, îi cântăm în fericire, în bucurie, în toate aceste stări. Toate acestea ne sunt date și ne sunt îngăduite să le avem aproape de noi, aproape de buza noastră, de inimile noastre, pentru ca ele să ne convingă, să credem, căci cel pe care noi îl cântăm în versuri este cel care vrea să fie părtașul nostru, bucuria noastră de plină, atâta vreme cât noi trăim cu El și inima noastră ne este îndreptată spre El. Noi putem umbla cu Dumnezeu în viața aceasta și noi respirăm. Aerul pe care noi îl respirăm este Dumnezeu. Ființa și mișcarea noastră este Dumnezeu. Noi nu putem să facem nimic fără de Dumnezeu. Toate ne sunt controlate și rânduite de El. Dacă doar că putem trăi cu El, primind aceste daruri din partea Lui, dar fără să-L cunoaștem. Citeam zilele trecute despre furtuna pe mare, când ucenicii au alergat la El și zice: Doamne, nu-ți pasă că pierim? Și Domnul îi mustră: puțin credincioșilor, dacă ați fi avut credință, dacă ați avea credință, orice ar veni în viață, ele poate să vină în viața aceasta. Mai vă spuneam și sunt încredințat de valoarea acestui adevăr, că noi avem nevoie pentru mântuirea noastră, pentru sfințirea vieții noastre, avem nevoie de ispită. Cel care va pirui ispita, Dumnezeu îi promite multe făgăduințe. Va avea un nume, va fi îmbrăcat într-o haină, va avea un loc de cinste în casa lui Dumnezeu. Nu-i vă șterge numele nici de cum din cartea vieții. Celui care va pirui ispita, noi avem nevoie de ispită în viața aceasta. Ne este folositoare ispita în viața aceasta. Problema este doar ca să avem credința aceea în Dumnezeu. Pentru că în momentul în care vine ispita, vine cu șoaptele ei și fratele Nic amintea de discuția lui Eva cu șarpele în pustiu. Asta este punctul căderii noastre definitive de cele mai multe ori. Pentru că intrăm în dialog cu diavolul. Intrăm în dialog cu el și nu intrăm așa cum intrăm noi între oameni, între frați, ci cu diavolul intrăm în dialog prin gândire și prin duh. Și atunci el îți vine și îți toarnă pic cu pic deznădejde, neîncredere, îndoială, cine poate să fie ca Dumnezeu,
Și fiecare dintre noi, atunci când ne simțim că am căzut, pilda aceasta ne-a fost dată spre învățătura noastră, dragii mei, cu fiul risipitor. Oricine are nădejdea întoarcerii și primirii lui, în fața lui Dumnezeu. Citiți pilda, citiți Evanghelia, stăruiți asupra ei atunci când sunteți în deznădejde și vedeți câte reproșuri a avut tatăl față de fiul picat și căzut. I-a cheltuit averea, l-a desconsiderat, ceea ce se întâmplă de cele mai multe ori cu viața noastră față de Dumnezeu. Dumnezeu a pus în noi de mici sănătate, putere, înțelepciune și de cele mai multe ori le folosim spre folosul plăcerilor noastre, spre atingerea scopurilor noastre personale, spre atingerea tuturor dorințelor firii noastre păcătoase. Toate acestea sunt lucruri pe care Dumnezeu și, sau Tatăl din această Evanghelie a dat Fiului Său. Toate acestea l-a risipit și de cele mai multe ori oamenii se întorc faliți, falimentari. Ne întoarcem fără nicio nădejde la Dumnezeu, fără nici poate sănătate de multe ori, nici înțelepciune, nici tinerețe. Și vedeți și dumneavoastră care ați ajuns în vârstă cât de greu vă este poate să pricepeți și să înțelegeți cuvântul Evangheliei. Toate acestea, Evanghelia acestei zile ne arată că noi putem să ne întoarcem la Dumnezeu ori de câte ori am căzut. Amintea fratele Mircea și frumos este versetul acesta, dacă poate Dumnezeu ne-ar judeca, poate dacă Dumnezeu s-ar face milă de noi, poate că de multe ori am fi îndreptățiți ca să credem că nu avem niciun drept la Dumnezeu. Dar frumos a spus în Evrei, omul Iisus Hristos, Iisus Hristos ca om stă în fața lui Dumnezeu. Îi spuneam zilele trecute unei colege și am simțit în ochii ei așa de multă bucurie. Cum ne privește pe noi Dumnezeu? Ce credeți dumneavoastră? Pun o întrebare. Cum ne privește pe noi Dumnezeu? Pe noi Dumnezeu ne privește fără de păcat. Pe noi Dumnezeu ne privește ca și niște sfinți. Și am acoperirea acestui argument. Ca păcătos, niciodată n-ai putea să mergi în fața lui Dumnezeu. Ca păcătos, niciodată n-ai putea să te rogi lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu poate privi păcatul. Niciun păcătos nu poate intra în părtășie cu Dumnezeu, chiar în simplul fapt al rugăciunii, când te interiorizezi și intri în contact cu Dumnezeu. Ca și păcătos nu poți să ajungi niciodată să faci lucrul acesta. De aceea Dumnezeu ne vede pe noi, pe oricare, indiferent în ce stare ai fi, te vede ca pe un sfânt, te vede ca pe unul fără de păcat. Doar că am pus și eu întrebarea, bun, dacă mă vede fără de păcat, înseamnă că eu pot să fac orice și oricum voi ajunge în rai. Nu. La sfârșit se va face alegerea cum ai trăit. Dar atâta vreme cât ești pe pământul acesta, noi avem îndrăzneală față de Dumnezeu. Să avem îndrăzneală atunci când cădem și suntem sub puterea păcatului. Să avem credința aceasta, să avem învățătura aceasta, să avem partea aceasta care Dumnezeu ne aduce, că El primește pe orice păcătos. El ne iartă sub orice păcat am fi făcut noi. Ăsta este Dumnezeul căruia noi vrem ca să-i slujim, Dumnezeul în numele căruia venim și vorbim, Dumnezeul pe care noi îl slăvim, pentru că de aceea am simțit oricare dintre noi în felul acesta binecuvântarea pe care Dumnezeu și-a arătat-o față de noi. Care dintre noi am venit în lucrarea lui Dumnezeu sfinți? Care dintre noi putem să spunem că nu am avut nevoie să fim iertați? Toate acestea se face prin credință și prin Evanghelia care este puterea lui Dumnezeu. Îi mulțumim de fiecare dată lui Dumnezeu pentru tot ceea ce vrea să ne spună și să învățăm lucrurile acestea. Aștia nu sunt predici doar ca să vă spun ce cred eu, ci aștia sunt predici de care noi avem nevoie să învățăm. Cine crede că stă în picioare, să ia bine seama să nu cadă. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fie potrivită cu măsura pe care Dumnezeu ți-a dăruit-o, ca să poți, ca să și ieși și să izbăvești din ea. Și dacă am ajuns în starea aceasta, să avem nădejde aceea pe care ne dă Evanghelia, căci Dumnezeu ne primește și cu starea aceasta să avem bucuria în despărțirii noastre din această zi și bucuria cu care vrem să intrăm și în săptămâna care ne stă în față. Haideți să ne dedicăm să facem rugăciunea de încheiere, slăviți să fie Domnul!